Salutare toată lumea, s-a spus, gata, salutare toată lumea și bine v-am găsit voi la un nou episod, băieți, un nou clip informativ din ăla cum am mai făcut că v-am zis ce s-a întâmplat cu episodul acela. Băieți, în acest episod vreau să bat subiecte despre finalul seriei, oricum astăzi se încheie seria, deci nu aveți puteți să plângeți în comentarii aici, da, începeți să plângeți, haideți. Hai, plângeți! Nu știu. Oameni buni, cum știți, v-am zis în multe episoade că după ce termin, n-o să vină deja seria de Asphalt Extreme. Nu, după ce... Lasă-mă în pace notificare, cleaner. Na. Deci după ce o să vină... Bă, lasă-mă în pace! Da. Deci după ce o să vină... Bine, nu zic că să vină... După ce o să termin seria, adică astăzi v-am zis că o să-mi iau o vacanță. Să vă spun, nu o să-mi iau o vacanță ca și Darius. Nu-mi iau o vacanță ca și Darius. Ce mi-aș lua o vacanță ca și Darius? Bă, eu nu aș vrea să am o vacanță de 7 luni. Nu. Nu că sunt așa. O chestie e că vreau să-mi iau o vacanță de la filmat. Așa că, într-un fel, o să... Asta, o să-mi iau vacanță de 4 zile de filmat. Tot ce o să fac o să fiu fericit și nu o să mai filmez. Da, deci asta înseamnă că dacă astăzi e duminică și astăzi se încheie seria, după aceea, oricum astăzi postez clipul ăsta și oricum am mai postat. Acum am întrebat, bă, dacă ori asta se aplică și pentru canalul de animații? Păi dacă mi-au vacanță de la postat pe YouTube, asta înseamnă că mi-au și de la celălalt canal, nu numai de la ăsta. Băi, asta înseamnă, da. Deși canalul ăla, pe care a postat astăzi episodul, deși o să putească să mai fac, o să le-am pregătite, da? Da, și după aceea când o să revin, bine, nu când o să revin, când o să revin după 4 zile, pentru că dacă azi e duminică, asta înseamnă că luni, marți, miercuri, joi. Deci joi voi, într-un fel voi reveni cu episoadele, cu mai ales cu seria de Asphalt Extreme, cu poza asta șmecheră, dar simt că ce șmecher e poza asta. Mai ales camionul ăla de pompier sau mașina asta cu AXTR. Da, deci cam asta o să fac, adică o să-mi iau o vacanță ca să fie totul bine. Numai pentru că mai vreau și o timp liber, atâta postare. Da. Ca să știi tu, oameni buni, după ce închei seria, adică astăzi voi eu să spun așa, eu tot ce o să fac... O să fie să șterg asfaltul, deci o să șterg asfalt 8-ul. Știu că nu vă place, dar trebuie să șterg ca să... Bine, sau poate dacă am destul spațiu. Dacă n-am destul spațiu, o să-l șterg. Partea bună e că se salvează pentru că e pe același telefon. Deci când o să mai vreau să revin pe asfalt 8, numai pentru o reamintire. Oricum, astăzi facem un fel de... O să facem astăzi episodul 50 în care ne amintim tot ce am făcut pe asfalt. Deci nu prea am făcut prea mult. Am reușit doar să ajungem super bine. Oricum mai avem vreo 2 sezoane de deblocat. Și mă zice, bă, dacă ori mai aveți 2 sezoane de deblocat, mai vreau și până la episodul 100. Bă, cine mai are chef să facă până la episodul 100? Bă, băieți, a făcut 50 de episoade. 2 episoade pe zi. Sau 3. Deci asta înseamnă că în fiecare zi aproape vă fac un episod. Bine, unele zile postez un episod sau așa. Da, dar în total pe o săptămână fac vreo 6. Pe săptămână fac vreo... Deci pe săptămână fac vreo 14 episoade în total. Da. Dacă, de exemplu, începeam când era la școală, făceam vreo 14. Am ajuns la episodul 14. Da, băieți, cam asta e faza. Eu chiar mă uitam, am ceva timp, mă uitam la primele mele clipuri, cum eram pe acolo. Oricum, asta o să vedeți voi pe 13 martie, adică când fac un an de YouTube. Atunci reacționat la clipurile mele vechi. Adică alea de Minecraft, de... Da, clipurile mele vechi, mai ales GTA, Vice City sau și Asphalt. Da. Și am să vă spun despre ăla cu Europa. Am decis să nu fac serie cu el pentru că dacă, de exemplu, mă apuc să fac episoade, oricum, îmi iau vacanță. Cred că vă înțelegeți, da?
Deci, chiar și dacă m-aș fi apucat să fac câteva chestii pe acolo, deci să mă joc, să fac chestii, adică să fiu eu Prusia sau Rusia și să cuceresc lumea, nu prea am ce cuceri, pentru că nu pot să mă duc în Asia. Da, și de asta nici la World Conquer nu prea m-aș băga, pentru că i-ar fi complicat să ne jucăm acolo. Ar trebui să opresc de fiecare dată, trebuie să-i dau save, nu pot să mă joc pe altceva, nu că atunci pierdem save-ul. No, și cam așa ar fi chestia. Deci, da, am de ce să nu fac serie, vă spun, deci, după ce am chestia asta de asfalt, o să fac un playlist pentru voi, în care să vă prezint acolo, într-un fel, cum să vă zic. O să vă prezint acolo în playlist-ul ăla. În acel playlist o să vă pun toate ăsta. Vreau să vă pun toate episoadele mele cu Minecraft în ordine, chiar și dacă nu temi, dacă vreți să știți mai multe, puteți să vă duceți la clipul meu informativ în care am zis despre chestia asta. O să vreau să fac playlist despre ele. Deci o să mai am ceva activitate, numai că după ce termin serio, nu o să mă mai auziți, mie o să mă mai vedeți voi clipuri, dar nu o să mai mă auziți așa de rar, o să vă uitați voi așa la clipurile vechi, poate o să le pun acolo la playlist, o să pun ăsta jocurile alea mici, seria alea de survival cu abonații, chiar o să vreau să încep acea serie, adică să mai fac episoade, deci am făcut deja doar vreo 5, 6, 6. Da, 5. Da, m-am făcut doar 5. Am făcut doar 5 episoade. Deci, da. Oricum aș vrea ca până când mai fac chestia asta, fi fain dacă ați putea să începeți să... Nu știu să zic. Aș fi fain dacă ați putea să începeți să încercați să folosiți sisteme Redstone. Acolo, bine, ați mai folosit și mi-a plăcut foarte mult niște hărți. Bă, de fapt, am făcut 6. Deci cam hărțile care mi-au plăcut mie cel mai mult au fost harta aia cu... Bă, nu, am făcut 8 episoade, că am avut primul episod cu 100.000 de dolari. După ce am făcut episodul acela, după ce am făcut ăla cu... Pe insulă, acolo când ne-am pierdut pe insulă, după aceea harta lui Lausa, după aceea Four Biomes, no, și după aceea clipurile alea cu... Bă, sunt mai multe. Da, lasă, le pun eu în playlist și o să aflu eu. Chestia e că hărțile care mi-au plăcut mie cel mai mult au fost... mi-a plăcut aia lui Lausa, că au avut multe nivele și a fost interesant. Mi-a plăcut harta aia lui... la Four Biomes. Nu știu cu cui era, nu l-am zis. Nu știu, pe aceea harta lungă de cu istoria URSS-ului, deși thumbnail-ul la partea a doua ar fi... E prea nașpa, de asta nu vreau să mai fac asta, pentru că să vreau ca să mă pun pe mod avion, când filmez, ca să nu se mai întâmple nimica. Deci cam așa aș vrea să fac eu chestia asta. Deci cred că ați înțeles și voi câteva chestii, dar eu nu știu când mai postează și el, vreau să văd când postează, că cred că toți așteptați. Oricum am mai făcut niște clipuri cu el, am avut ceva timp, dar n-am mai postat un episod în care am un râs care e foarte ciudat. Na. Cam așa e faza. Na. Da, băieți, cam ăsta a fost episodul, eu vă las acum. Deci, acum este ora 1. Nu chiar la 4, așa pe la 3 o să apare episodul special. Bine, episodul ăsta îl postez pe la 2. No, și pe la 4 apare episodul. Va apărea episodul ăla în care ne reamintim tot ce am făcut pe asfalt, fiecare mașină, fiecare chestie, cum ne-am străduit noi. No, și cam așa o să fie. Da, ne vedem data viitoare și îmi place că pur și simplu pot să pun și eu un thumbnail aici fain ca să se vadă la început. Mai ales la thumbnail-ul ăla cu seria aia. No, băieți, vă las. Ne vedem la clipul ăla. Să nu plângeți chiar așa de tare. No, vă așteptați, băieți. Nu pot să fac un infinit de episoade.
cu asfalt. Sper ca seria de asfalt extrem să ajungă și ea la un număr bun ca la ca 40 sau 50 sau 60. Dar nu știu. Măcar pot să mă mândresc cu o chestie, băieți. Deci pot să mă mândresc cu o singură chestie că am reușit în sfârșit. Deci în sfârșit am reușit eu să, cum să vă spun, să depășesc numărul de 9 episoade. Și am reușit să depășesc și numărul de abonați, adică 9, care am 24. Care este un număr destul de bun și îmi place chestia asta super mult. Da. Na, deci băieți, cam asta a fost episodul. Ne vedem la episodul special. Este deja jumate, deci peste jumătate de oră trebuie să pregătesc videoclipul acesta. Ne vom vedea acolo. Și nu plângeți, hai, haideți, mă, nu mai trebuie să... Ce caută chestia asta aici?